Spre slava lui Dumnezeu, deschidem serviciul divin cu cântarea 466. Ne rugăm cu o persoană îndemnată de Duhul Sfânt. Care de la inimă la inimă.
Pacea Domnului și bine ați venit în casa de rugăciuni. Deschidem predica acestui serviciu divin cu citind din Ioan capitolul 1, începând cu versetul 35. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei i-au răspuns: Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus de-au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și mersese după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: Noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos. Și l-a dus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. A doua zi Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: noi am găsit pe acela despre care au scris Moise. A scris Moise în lege și proroci, și pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Mesajul din această seară se intitulează Vino și vezi. Era în perioada de alegere a primilor ucenici. Ioan le povestea la ucenicii săi despre Iisus, despre lucrarea sa, despre planul de mântuire. Când Domnul Iisus a trecut prin apropiere, Ioan le-a spus: iată mielul lui Dumnezeu. Altfel spus, iată persoana divină de care v-am tot povestit eu. El este acela despre care v-am spus că va veni cineva care a fost înainte de mine. El este acela despre care v-am spus că la botez s-a coborât Duhul Sfânt în formă de porumbel, iar din cer s-a auzit un glas: acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a spus că el este fiul lui Dumnezeu. De aceea eu vă povestesc despre el și vă îndemn și pe voi să faceți la fel. Fascinați de cuvintele spuse de Ioan, ucenicii care erau cu el l-au părăsit și au plecat după Iisus. Câtă diferență este între starea de spiritualitate din lumea de astăzi și ceea ce caracteriza pe ucenicii din acea perioadă. Dacă toate persoanele care au auzit despre Iisus l-ar fi urmat, de mult ar fi revenit Iisus și ar fi luat pe toți aleșii săi la cer. După alegerea primilor ucenici, cei doi frați, Andrei, apoi Simon, zis și Petru, a fost chemat Filip și apoi Natanael. Ei constituind grupul care au format primul nucleu al bisericii creștine. S-au dus la Natanael și au spus: noi l-am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Natanael s-a dovedit a fi un om circumspect, un om care era foarte atent când era vorba de a urma sau nu pe cineva. De aceea el i-a spus: poate ieși ceva bun din Nazaret, gândindu-se chiar din Nazaret și chiar fiul unui tâmplar să fie cel așteptat de veacuri. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a spus Filip. Vino și vezi. Când i s-a propus să se întâlnească cu Iisus, Natanael s-a întrebat dacă lucrul acesta o fi bun sau nu. Domnul Iisus a citit în inima lui Natanael și a descoperit că era sincer. În versetul 47 citez: Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. Natanael era extrem de grijuliu, așa, cu privire la drumul pe care el urma ca să pornească.
Astăzi când discuți cu cineva care este de o altă confesiune religioasă, de regulă ți se dă aceeași replică. Religia strămoșească. Eu nu pot să ies, e religia mea, am moștenit-o, e religia la părinții mei. Păi sunt peste 33.000 de religii. Păi toate ar fi adevărate. Toate ar fi adevărate. Hai să descoperim împreună adevărul din Scriptură. Nu din ce ai moștenit tu. Nu din ce ai auzit tu. Nu din ce ți se spune. Să vedem ce scrie Scriptura. Un asemenea om era Natanael. El vroia să afle dacă această persoană este persoana pe care el o aștepta. Pe vremea aceea, potrivit unui obicei fariseic, Sfintele Scripturi se citeau sub smochin. Teama de a nu greși s-a risipit atunci când Natanael l-a auzit pe Iisus spunând, versetul 48, de unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Mare bucurie a fost pe Natanael și a dat seama că deși nu era nimeni în preajma lui, Domnul Iisus l-a văzut pe când citea Sfânta Scriptură sub smochin. Natanael a răspuns, plin de bucurie, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Doar l-a văzut, doar a auzit rostindu-l pe Iisus și a dat seama că în fața lui este Fiul lui Dumnezeu. Tu crezi, a zis Iisus, doar pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin. Însă multe alte lucruri importante și mai mari decât acestea le vei vedea. Tot ce i s-a întâmplat lui Natanael a fost posibil pentru că el a dat curs pozitiv chemării. Vino să vezi. Chemarea sa răsună peste veacuri și este adresată și nouă astăzi. Natanael a venit, a văzut, l-a descoperit pe Iisus, l-a urmat și de atunci a devenit un ucenic credincios, un ucenic evlavios, ascultător și smerit în toate. Tu dorești să afli adevărul, adică să-L descoperi pe Iisus? Vino în casa lui Dumnezeu fără prejudecăți, cu hotărârea de a-L urma pe Iisus, de a îndeplini în tocmai voia sa și vei trăi bucuria descoperirii adevărului divin. Problema este, vino să vezi, nu te lua după nimeni altul, vino și constată singur acest lucru. Eram în Alexandria și am invitat la biserică, eram planificat la predică, am invitat pe un prieten, un ofițer, a venit cu soția lui, bun prieten ai noștri, a venit în biserică, după serviciu divin, amândoi într-un glas. Doamne, dar abia acum vă înțelegem noi de ce mergeți în biserica aceasta. De-abia acum am înțeles. Vă spunem sincer, până acum chiar nu vă înțelegeam. Chiar nu înțelegeam. Dar am venit și am văzut. În Ioan 7:17 citez, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu. Deci toată chestiunea ține de alegerea ta. Vrei într-adevăr să faci voia lui Iisus? Dacă da, Duhul Sfânt te va ajuta ca să-ți dai seama dacă învățătura care ți se predică, învățătura pe care tu o auzi, este sau nu de la Dumnezeu. Nu este absolut necesar să vii și să vezi, să asculți și vei descoperi cu adevărat pe Dumnezeu. Ellen White spune, prima și cea mai mare datorie a oricărei ființe raționale este să afle adevărul, adevărul din Scriptură, apoi să umble în lumină și să încurajeze și pe alții să-i urmeze exemplu. Primul lucru pe care trebuie să faci este să descoperi adevărul. Degeaba mă slujesc, spune Sfânta Scriptură ei, degeaba mă slujesc așa, învățând porunci omenești. Degeaba le înveți și le respecti, dacă acele porunci sunt de datină, sunt de tradiții. Trebuie să afli învățătura din cuvânt. După aceea, să mergi în lumina care ți s-a descoperit
Și atunci vei căpăta putere să încurajezi și pe alții să-ți urmeze exemplu. Domnul Iisus ne știe îngrijorările noastre. Ne știe căutările și dorințele pe care noi le avem. În Hristos, lumina lumii, eu la toți le prezint această carte, mai ales în ediția de lux care a apărut, e ceva extraordinar. N-am văzut vreo carte mai frumoasă, atât ca grafică, cât și în conținut. După Biblie o consider cea mai frumoasă carte pe care eu am avut-o vreodată în biblioteca mea. Ce spune în această carte? Cel care l-a văzut pe Natanael sus mochin, ne vede și pe noi în locul tainic al rugăciunii. Îngerii porniți din lumea de lumină sunt aproape de aceea care, plin de umilință, caută călăuzirea divină. I-am dat cuiva, unui doctor, această carte și când a văzut-o, nu-și mai lua ochii de la ea. Zic, omule, e frumoasă, dar citește-o să vezi cât de important este pentru, în primul rând, pentru dezvoltarea ta, pentru cunoașterea în complexitatea lui, a celui care și pentru tine a murit. El ni se adresează și nouă cu toată căldura. Te-am văzut și pe tine în cămăruța ta când citeai cu lacrimi în ochi Sfânta Scriptură. Te-am văzut în cămăruța ta suspinând de dorul meu, zice Iisus. Te-am văzut în cămăruța ta stând în genunchi și plângând în hohote, rugându-mă, spune Domnul, ca și copiii mei, ca și nepoții mei, ca toți cei dragi ai mei, să vină și ei la Domnul să-L descopere pe Iisus. Vino la mine, spune Mântuitorul, nu-ți pierde nădejdea. Vino în casa lui Dumnezeu. Vino, nu intra în depresie, nu sta izolat. Vino ca împreună cu mine să luptăm pentru salvarea de suflete, implicit pentru cei care sunt de la sine. Vino să primești lecțiile de credință care îți sunt necesare pentru schimbarea ta, pentru nașterea ta din nou. Una dintre căile cele mai eficiente pentru salvarea de suflete o constituie exemplificarea caracterului Dumnezeu în viața ta. Ellen White spune că nici toate cărțile din lume nu fac cât o viață de creștin trăită în lumina Scripturii. Exemplifică în viața ta felul de viețuire a lui Iisus și vei vedea câte suflete vei câștiga pentru cer, inclusiv cei din familia ta. Este foarte încurajator mesajul Bibliei pentru cei care au hotărât să-L urmeze pe Iisus, făcând voia Lui, ascultând de glasul Lui, care este cuvântul Domnului. În Zaharia 3:4, citez, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Cât de frumos, cât de frumos este. Așa se întâmplă cu toți cei care dau curs chemării Domnului. Pentru a ne hotărî dacă să venim și când să venim, nu avem însă tot timpul din lume la dispoziție. Sfânta Scriptură ne povățuiește să venim acum. Poate ești tânăr și spui că ai înviat, în fața ta mulți ani și că te vei gândi cândva să vii la Domnul. Am adus în această biserică cu foarte mulți ani în urmă, vreo 5 ani în urmă, am adus un bun prieten al meu, un militar, cu soția lui, a participat la botezul nostru și omul acela, l-am dus acasă, am stat la o masă de părtășie, i-am vorbit de Dumnezeu și îi spunea, s-a adresat soției lui, Silvia, când o să fim și noi în vârstă, o să venim și noi la Domnul. Chiar în acel an, peste 5 luni de zile, a fost găsit înnecat în lacul de lângă București. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat în acel club al morții, unde în câteva minute zeci de vieți tinere au fost curmate, îngrozind și dolind o țară întreagă.
Este momentul să venim acum la Domnul. Mai ales că trăim într-o lume nesigură. Într-o lume a corupției. Într-o lume unde nu interesează decât persoana ta în sine, nu-l interesează de ceilalți, nu interesează ceea ce faci, chiar dacă pui în pericol viața celor tineri, cum de altfel s-a și întâmplat. Astăzi să-L alegem pe Dumnezeu. Iosua în 24:15 spune, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Nu știm ce se va întâmpla mâine, niciunul din noi. Fie tu tânăr, fie tu bătrân. Dragostea lui Hristos, dacă citești cuvântul său, ne strânge la el, spune Apostolul Pavel în a doua epistolă către Corinteni. Ne strânge în sensul că ne atrage către Iisus, ne atrage către Domnul vieții și ne dă imbold de a-L urma, de a fi ascultător, de a nu ieși din cuvântul său. Iar Duhul Sfânt, dacă vrei cu adevărat să cauți adevărul, îți va pune acest adevăr în inima ta și îți va da imbold inimii să-L cauți pe Iisus. Dumnezeu ne iubește mai mult decât ne iubim noi înșine. Abia așteaptă să-i spunem Tată acest cuvânt, arătând dragostea noastră față de El, pocăința noastră sinceră, regretul față de păcatele săvârșite care L-au întristat. Reîntoarcerea noastră la El o putem face doar în timpul vieții noastre și acum. El ne cheamă cu duioșie pentru că în afara relației cu El, noi nu putem efectiv să facem nimic pentru că suntem înrobiți, înlănțuiți așa de către păcat. Numai El ne poate salva. Isaia 45:22 citez. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginea pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Ce frumoase aceste cuvinte! Cuvintele unui Dumnezeu plin de har, plin de milă, plin de dragoste și bunătate. Este Dumnezeu care i-a rugat și pe cei, pe antediluvieni. Nu știm câți oameni erau pe pământ atunci, ceea ce știm sigur că doar 8 dintre ei au fost salvați. Dacă Iisus ar veni în noaptea aceasta, câți oare de pe această planetă ar fi salvați? Întrebarea mea este, eu voi fi oare printre cei salvați? Curând Domnul va veni. Va veni și îi va lua la cer pe cei ai săi. Dacă răspunsul tău este da la întrebarea, vrei să ajungi și tu în cer, atunci dă curs invitației, întoarce-te la Domnul, vino cu toată inima ta, cum spunea Ioel, întoarce-te la Domnul cu toată inima ta. Vino și vezi, adică fii dispus să ieși din lumea ta și să vii în casa lui Dumnezeu, să faci comparație și să te hotărăști dacă să-L urmezi sau nu. Trebuie să fim foarte atenți cu toții la chemarea Domnului de a ieși din lume. Poate socotim că acest îndemn se adresează celor care nu sunt de credința noastră. Să fim foarte atenți pentru că mulți dintre noi lumea există într-o mare măsură. Când zicem lumea, nu ne referim la cei care sunt în afara bisericii, pentru că acolo sunt și copiii noștri, nepoții noștri, prietenii noștri, rudele noastre, cunoscuții noștri, colegii de școală, de muncă și așa mai departe. Nu, nu. Lumea aceea, Iisus ne îndeamnă să o iubim. Să o iubim. Chiar și cei care ne fac rău, să iubim și să încercăm să-i aducem la Domnul. Se referă la obiceiurile lumești păcătoase și nesănătoase, la lumea păcatului. A ieșit cu totul din această lume a păcatului. Te deosebești tu de lumea păcatului prin vorbire, prin comportament. Te deosebești de ei prin bunătate, prin dragoste, prin credincioșie. Vă dau un citat dintr-o carte care mi-a plăcut foarte mult. Din cartea Iată El vine. La pagina 53 citez. Ne-l putem imagina pe Mântuitorul arătând la acei oameni pe care lumea îi numește izolați și declarând îngerilor care strâng pe credincioși. Aceștia sunt cei care nu aparțin lumii.
Priviți la ei. Nimic nu este în ei care să se potrivească lumii. Ascultați la vorbirea lor. Ea nu aparține acestei lumi. Priviți la îmbrăcămintea lor. Ea nu încurajează standardele lăbărțate ale acestei lumi. Obiceiurile lor nu sunt ca ale celora din lume. Îngeri, alergați și adunați-i. Am o lume mai bună pentru ei. Încheia citatul. Cât de frumos! Am o lume mai bună pentru ei. În masacrul teribil din noaptea Sfântului Bartolomeu, cei care purtau o banderolă albă pe braț au fost salvați de acel măcel oribil. Acea banderolă era semnul distinctiv prin care puteai să circuli nestingherit pe stradă. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că noi, creștinii săi, fiii săi, avem un semn distinct. Avem crucea de purtat în inimă. Crucea aceasta este semnul distinctiv. Cu ajutorul căreia vom putea să mergem liniștiți în prezența îngerilor în ultima mare zi a acestei planete. Este momentul să ne întoarcem la Domnul cu toată inima noastră. Poate astăzi, poate în seara aceasta, în afară de cei care suntem prezenți aici în număr, eu nu mă așteptam în număr foarte mare, sunt mulți alții care ne privesc la televizor. Poate printre ei sunt oameni care n-au cunoscut bucuria de a veni în casa lui Dumnezeu. Să vină chemarea Bibliei, chemarea lui Dumnezeu și pentru ei. Vino să vezi. Poate ești la câțiva pași de această biserică. Poate la doar câteva stații de metro sau de tramvai. Poate la 10 minute de mers pe jos. Vino! Vino și vezi. Și atunci vei lua hotărârea în cunoștință de cauză. Vrei să faci parte dintre cei pe care Dumnezeu a spus că le-a pregătit o lume mai bună? Bănuiesc că da, nu cred că e cineva care să nu vrea să facă parte din lumea pe care a pregătit-o Domnul Iisus. Îngeri, alergați și adunați-i. Am o lume mai bună pentru ei. Scoate atunci și leapădă din inima ta tot ce aparține lumii păcatului. Toate aceste obiceiuri lumești, care nu numai că sunt păcătoase, dar sunt și nesănătoase. De pe paginile Scripturii se aude chemarea psalmistului, psalmul 95:6. Veni să ne închinăm și să ne zmerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Cât de frumos suntem îndemnați! Veniți să ne zmerim! Să ne plecăm genunchii, așa, înaintea celui care a făcut tot acest univers. Așa au procedat întotdeauna oamenii care au venit înaintea lui Dumnezeu. Atunci când Iisus s-a coborât de pe muntele schimbării la față, s-a apropiat de el un om tare amărât, a căzut în genunchi și l-a rugat să vină să vindece pe fiul său care era lunatic și pătimea rău. Tânărul bogat, Iair, care erau fruntași în sinagogile lor, atunci când au venit înaintea lui Iisus, au căzut în genunchi înaintea Domnului. Când Ioan, când Domnul Iisus l-a vizitat pe Ioan, ucenicul iubit, a ajuns să se dea cu bătrân. A coborât Iisus pe insula Patmos din Marea Ege. Cu toată prietenia dintre ei, reacția lui Ioan a fost instantanee. A căzut în genunchi înaintea lui Iisus. Este același Iisus pe care îl veți întâlni în casa de rugăciuni. Invitația este pentru toți cei care ne ascultă sau care ne privesc la noi să vină în această casă de rugăciuni, să îngenunchem în fața lui Iisus și să-i mulțumim pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi. În Zimbabwe există un evanghelist, am fost uimit de lucrarea care o face în zilele noastre acest om, Harry Mohad. Omul acesta, pe perioada cât el a lucrat la universitate, ca student, a studiat la universitate, 5 ani de zile, a reușit ceva extraordinar. S-au convertit 25.000 de oameni în 5 ani în urma evanghelizărilor sale. Închiria
stadioanele din Africa, stadioane de fotbal, începea cu câteva mii de oameni și termina evangelizarea zilei cu peste 20.000 de suflete care veneau și ascultau cuvântul lui Dumnezeu. La întrebarea cum a reușit, el a explicat: eu am aplicat o știință pentru asta. Știința genunchiului. Plecatul în genunchi, smerenia înaintea lui Iisus, a numit-o știința genunchiului. N-aveam bani, dar mă pomeneam în urma rugăciunilor mele, spune el, cu sponsori care veneau și sponsorizau lucrarea care o făceam. Cum am reușit? În fiecare dimineață, în cei 5 ani, între orele 3 și 7 dimineața, 4 ore, pe genunchi studiam Sfânta Scriptură, mă rugam la Dumnezeu să-mi dea putere și eficiență în lucrarea pe care o fac. 4 ore în fiecare dimineață. La ora 7 se pregătea să plece la facultate. Poate că noi nu avem încă puterea de a sta în rugăciune 4 ore în genunchi fiecare zi, dar măcar să începem. Măcar să începem, pentru că numai în genunchi ne putem obține mântuirea. Alegerea de a-L urma pe Iisus e benevolă. Presupune să îl urmezi exact cum spune el, citez: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Crucea e banderola albă. E semnul distinctiv în baza căruia putem să stăm în prezența îngerilor, să stăm nestingheriți. Domnul Iisus a renunțat la gloria cerească, a luat chip de rob și a suferit moarte. Și încă ce moarte? O moarte de cruci. Nu întâmplător nu îi se dă curs de către toată lumea la chemarea sa, pentru că el cere cu insistență: vino, vino la mine, dar în fiecare zi răstignește-ți firea pământească. Asta înseamnă să-ți iei crucea și urmează-mă. Au fost doi frați, John și David Livingstone. John Livingstone s-a hotărât să strângă avere și într-adevăr a devenit foarte bogat. David, în schimb, a ales calea Domnului și a devenit un mare misionar. El, toată viața lui a fost sărac. A trăit în diferite colibe din Africa. 46.000 de kilometri i-a parcurs ca și misionar. A murit într-un sat din nordul Zambiei pe când se ruga în genunchi pentru Africa. Înainte de a muri, el a spus că n-am făcut niciun sacrificiu, n-am făcut altceva decât să plătesc o mică parte din datoria imensă pe care o am față de Dumnezeu, pentru că mi l-a dăruit pe fiul său iubit. Celălalt frate, John, a murit. A murit în palatul lui, a murit înconjurat de bogății. La moartea lui, într-un ziar local, s-a scris: a murit John, fratele lui David Livingstone. Bogăția lui n-a avut menirea de a-l face mare. El era mare doar prin faptul că era fratele lui David Livingstone. Unii oameni aleg ca pe acest pământ să trăiască ca și copii ai pământului. Alții aleg ca pe pământul acesta să trăiască ca și copii ai cerului. Noi, din ce categorie dorim să facem parte? Cei care ne privesc, din ce categorii doresc să facă parte? Cum te-ai hotărât să trăiești? Care este scopul tău în viață? Sunt întrebări la care fiecare trebuie să ne dăm răspunsul. Vino să vezi, este chemarea Scripturii. În 2 Corinteni 6:8, Pavel spune: eu vă voi fi tată, citează ce spune Iisus, și voi îmi veți fi fi și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Pentru copil, tatăl este întruchiparea puterii, a bunătății, a ocrotirii și a siguranței. Domnul Iisus îi place să numească tată, îi place să numească să numească prieten al nostru. Noi cum ne simțim în calitate de fii sau fiice ale lui Dumnezeu?
Chemarea este de a veni, de a studia Sfânta Scriptură, nu de a trece prin Sfânta Scriptură să găsim una din cele cinci întrebări repede. Și când le-am găsit pe toate, gata, am terminat-o. Nu! Nu să trecem prin Scriptură, să lăsăm Scriptura să treacă prin noi, să citim fiecare verset, să ne oprim asupra Lui, să medităm asupra acestui verset, să ne-l însușim și să-l citim și recitim și până când auzi glasul lui Dumnezeu care spune ce a vrut să zică ție Dumnezeu prin acel verset. Așa se studiază Sfânta Scriptură. Să auzi vocea lui Dumnezeu. În piesa Sfânta Ioana Darc de George Bernard Shaw, unul din personaje a întrebat-o pe Ioana Darc de ce el nu poate auzi vocea lui Dumnezeu așa cum ea pretinde că aude vocea lui Dumnezeu. Ea a spus, vocea îți vorbește și ție mereu, îi răspundea, numai că tu nu asculți. Este ceea ce se numește neatenție spirituală. Iacob a fost unul dintre cei mai neascultători oameni pe care îi descrie Biblia. Lui nu-i plăcea de altfel să asculte de nimeni, nu numai de Dumnezeu. Într-o noapte, în somn, i-a vorbit Dumnezeu. A văzut o scară care pornea de la pământ și ajungea până la cer, deasupra scării stătea însuși Dumnezeu. În acel moment Dumnezeu i-a spus că îl va călăuzi tot timpul, îl va ocroti și nu îl va părăsi niciodată, iar făgăduința care i-a făcut-o așa, i-o va îndeplini. Când s-a trezit din somn, Iacob s-a cutremurat. Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului! Dumnezeu a fost lângă mine, spune el. Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Eu n-am știut. Aceste cuvinte pot descrie foarte bine starea lumii în care trăim. Sfânta Scriptură, în toate Sfintele Scripturi, la orice biserică ar fi din lumea aceasta, scrie clar. Acolo unde sunt 2-3 adunați în numele meu, sunt și eu prezent. Toți cei care n-au pătruns poate niciodată într-o biserică, ar trebui să știe că aici este prezent Iisus prin Duhul Sfânt. E prezent în biserica aceasta. Dacă prin ochii credinței am putea să-L vedem, am cădea toți în genunchi, consternați, cu fețele lipite de podea, în fața măreției și slavei lui Dumnezeu. Dacă știi că aici este Dumnezeu în persoană, de ce nu vii să-L vezi? De ce nu vii să-L cunoști? De ce stai acasă și butonezi telecomanda de la televizor toată ziua și toată noaptea? De ce nu vii să-L cunoști pe Dumnezeu? Iacob atunci a luat piatra pe care o folosise ca pernă, a făcut altar de aducere aminte, să-și aducă aminte tot timpul că Dumnezeu a fost lângă el și câtă nevoie avea de ajutorul lui. Și noi ar trebui ca altarele de dimineața și de seara să le folosim cu regularitate. Pentru că orice moment petrecut la altarul de dimineața sau de seara poate fi o poartă deschisă către cer. Chemarea Domnului este să vii acum. El te va vindeca de această boală, de această orbire spirituală. El te vindecă. Este descrisă în Biblie povestea unui orb, Bartimeu, care era nebunit să capete vederea ca să-L vadă pe Iisus. Un alt personaj, Samson, pe care îl avem chiar în lecțiunea din săptămâna aceasta, 20 de ani judecător, avea ochi, sănătos, el vedea tot. 20 de ani petrece, chefuri, acțiune după acțiune, imorală, etc. A fost nevoie să îi se scoată ochii ca să-L vadă pe Iisus. Vedeți ce mare deosebire! El avea ochi, dar nu-i avea pentru Iisus. Atunci când și-a pierdut ochii, l-a descoperit în temnița lui acolo pe Iisus. Și nu numai că l-a descoperit, atât de mare i-a fost pocăința lui, încât este consemnat printre eroii credinței. Este absolut uimitor cât de bun este Dumnezeu. Deci acel om care toată viața lui i-a fost împotriva lui Dumnezeu, datorită pocăinței din închisoare,
El a devenit unul din eroi credințe chiar. Cită pocăință. Asta cere de la noi Dumnezeu. Smerenie, pocăință, rugăciune, rugăciune fierbinte. Nu rugăciuni astea pe care le învățăm și le tot repetăm. Rugăciunea inimii, rugăciune cu cuvintele tale. Rugăciunea unită, întreaga biserică să-și propună ce anume ne rugăm pentru următorul lucru. Toată biserica să... Asta înseamnă rugăciune unită. Altminteri înseamnă rugăciuni individuale spuse în cadrul colectiv. Să experimentăm și noi acest lucru. E pentru că Iisus vine curând. Să fim pregătiți, să dăm curs invitației de a veni în casa Lui. Ezechia, împăratul lui Iuda, la vârsta de 39 de ani, s-a îmbolnăvit grav. I s-a spus de către prorocul Isaia să rânduiască tot ce are de rânduit pentru că va fi adăugat la strămoșii săi. Va muri. Domnise 14 ani, fusese un om credincios, nu ieșise din cuvântul Domnului. Ne amintim câte minuni a făcut Dumnezeu pentru poporul condus de către acest împărat. Într-o noapte, 185.000 de oameni în tabra asirienilor, fără ca ei să scoată sabia dânteacă, au pierit. Bolnav grav, când a primit avertismentul, s-a întors cu fața la perete și a înălțat Domnului rugăciune. Citez, 2 Împărați 20:3. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Nici nu a ajuns bine Isaia în curtea din mijloc când Domnul i-a vorbit astfel. Întoarce-te și spune lui Ezechia că căpetenia poporului meu, așa vorbește Domnul Dumnezeului tău, tatălui tău David. Ți-am auzit rugăciunea, ți-am văzut lacrimile. Iată că te vei face sănătos a treia zi, te vei sui la casa Domnului. Știm cu toții că Dumnezeu i-a mai găduit încă 15 ani de viață. Împăratul Babilonului a fost atât de impresionat de ce i s-a întâmplat lui Ezechia, încât a trimis niște sol cu un dar pentru el. Ezechia se afla în fața celui mai mare test al vieții sale. În loc să-i vorbească despre Dumnezeu, despre ce a făcut Dumnezeu în viața lui, el a început să-și etaleze bogățiile, tot aurul, argintul, cât de măreț era micul său regat. Și el s-a simțit onorat de vizita, reprezentanților unui imperiu mare, temutul imperiu babilonian, și a ratat ocazia vieții sale de a vorbi despre Isus. Citez din același capitol 20, versetele 14 și 15. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și a zis: ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: au venit dintr-o țară îndepărtată din Babilon. Isaia a mai zis: ce au văzut în casa ta? Atenție la întrebarea asta. Ezechia a răspuns: au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic în visteriile mele pe care să nu le fi arătat. A văzut tot, dar n-a văzut ceea ce trebuia să vadă. A văzut măreția omenească în loc să vadă măreția și slava lui Dumnezeu. Au văzut iubirea de aur, iubirea de argint, iubirea de bogății omenești în loc să vadă dragostea și iubirea față de Dumnezeu. Au văzut lăudăroșenia, au văzut trufia omenească și n-au văzut recunoștința față de Dumnezeu care l-a scos din ghearele morții. Au văzut un împărat plin de el, mândru, fudul, nerecunoscător însă față de ceea ce Dumnezeu făcuse pentru el, cum nu mai făcuse de altfel pentru niciunul din împărații până atunci. Întrebarea aceasta, ce au văzut în casa ta? Și-a păstrat relevanța până în zilele noastre. Ce văd cei pe care îi invităm în casa noastră? Ce văd? Le arătăm cât de arătoasă e casa, cât de bine s-a aranjate toate camerele, le arătăm grădina, cum mă laud eu când vine cineva în curtea mea, ia uite ce grădină am, ia uite ce pomi, ia uite ce viță de vie, ia uite solarul. Da, arăt celui care vine, dar nu pun pe seama cât de priceput o-i fi eu în calitate de mare gospodar. Toate acestea sunt de la Dumnezeu. Să folosim orice ocazie și să prezentăm măreția și puterea lui Dumnezeu.
Cu 2700 de ani în urmă, Ezechia a fost întrebat, ce-au văzut în casa ta? Ei bine, și pe noi ne întreabă, ce văd cei care vin în casa noastră? Casa ta, ai transformat-o vreodată, ești adventist de 10, 15, 20 de ani și mai mult. De câte ori casa ta a fost transformată în adunare de rugăciune? Să inviți pe vecinii tăi, pe rudele tale, pe prietenii tăi, pe toți cei dragi ai tăi. De câte ori ai făcut din casa ta adunare de rugăciune? Este o întrebare la care răspunsul dăm fiecare. Și ce văd oamenii când vin în casa ta? Îl mărturisești cu dragă inimă și bucurie pe Iisus? Cu 2000 de ani în urmă, Natanael a dat curs invitației. Vino și vezi. A venit, l-a cunoscut pe Domnul Iisus și plin de bucurie a exclamat. Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Să venim cu bucurie în casa Domnului, să-L descoperim pe Fiul lui Dumnezeu, să-L cunoaștem, să-L iubim, să-I păzim toate poruncile, să-L urmăm cu credincioșie până la capăt. Vino să faci parte din echipa lui Dumnezeu, din marea familie a cerului. Miliarde de ființe inteligente din univers ne urmăresc pe noi și ne încurajează să rezistăm în lupta împotriva păcatului. Când Avraam a rezistat la marele test de pe muntele Moria, toate aceste miliarde de ființe, tot cerul s-a bucurat. Tot cerul s-a bucurat. Vino în casa lui Dumnezeu. Vino. Descoperă-L pe Hristos și ia hotărârea de a-L urma. Și vei provoca tu, ca persoană, bucuria întregului cer, a întregului univers. Important e să vii. Curând vine Domnul. A sosit de altfel ceasul lui Dumnezeu. Mai e foarte puțin și Fiul omului va veni să-i adune pe cei aleși ai săi și să-i ducă într-o lume mai bună pe care a pregătit-o pentru ei. Vrei să faci parte din această lume? Vino să vezi și urmează-L pe Iisus. Amin. Cerile lumii tot mă
Spre slava lui Dumnezeu, închidem serviciul divin cu cântarea 465. Thank you.
Ne rugăm cu o persoană îndemnată de Duhul Sfânt. Amin. Să ne respectăm unii pe ceilalți. Așa, Doamne, să avem caracter. Așa, Doamne, să credem în Tine mai presus de orice. Avem încredințarea mare că Tu ești cu noi în acest sabat. Și pentru asta îți mulțumim încă o dată și veșnic. Doamne, cu noi în acest sabat. Așa, ca dimineață să venim din nou în locașul Tău, unde, în mod sigur, Tu ai un cuvânt special pentru noi. Doamne, dă-ne și pignă acestei nopți, pentru care îți mulțumim și în numele Domnului Iisus Hristos, Tatăl, facă-se voia ta. Amin. Amin.
Thank you.